trupul și sufletul. Doi oameni stăteau de vorbă. Unul dintre ei era bogat, dar nu avea credință. Era mereu preocupat să nu-i lipsească nimic lui și familiei sale. De aceea, prietenul său l-a întrebat: spune-mi, te rog, dacă ai avea doi copii, dar l-ai hrănit doar pe unul, pe celălalt chinuindu-l foamea, ar fi drept? Bineînțeles că nu, a răspuns bogătașul. Dar dacă l-ai îmbrăcat tot pe acela, în timp ce al doilea ar tremura de frig, cum ar fi? Ar fi, desigur, o nedreptate. Păi și atunci, dacă tu singur spui că așa ceva este o nedreptate, de ce procedezi în felul acesta? Pe cum? Cum adică? Se indignă omul. Pe copiii mei îi tratez la fel, să știi. Le arăt aceeași dragoste. De ce spui așa ceva? E, nu, pentru că nu m-am referit la copiii tăi, ci la alți doi frați buni, de care tu ar fi trebuit să ai grijă de-a lungul întregii vieți, sufletul și trupul tău. Iar tu nu ești drept cu acești frați, nu. Te ocupi doar de unul, neglijându-l cu totul pe celălalt. Aveți haine frumoase și sunteți bine hrăniți, tu și ai tăi, dar la cele trebuitoare sufletului, nu vă gândiți? El nu poate purta decât haina credinței, de care tu nu te-ai îngrijit, și nu se poate hrăni decât cu dumnezeiasca învățătură, cu dragoste și milă. Deci, nu uita de celălalt frate, fiindcă trupul și sufletul sunt ca doi frați buni, de nedespărțit. Unul nu poate trăi fără celălalt. Îngrijește-te de amândoi și atunci vei fi cu adevărat drept și fericit. Ferește-te să fii asemenea păcătosului care trăiește doar cu trupul, în timp ce sufletul îi este mort. Căci aceia vor vedea pe Dumnezeu.